Cantonamentul din Maramureș a constituit pentru antrenorul echipei Handball Club o bună oportunitate de a verifica noi jucători. Paul Lăpușneanu s-a antrenat și și-a etalat calitățile de handbalist profesionist, iar tehnicianul vasuienilor a decis să-l păstreze în lot. Paul Lăpușneanu este un jucător cu experiență, în vârstă de 27 de ani, pe care l-am transferat de la Piatra Neamț. Este deci, un jucător cu experiență care cred că va fi benefic echipei dacă va reuși să se integreze și cred că se va integra cu siguranță în jocul echipei noastre. Antrenorul are în vizor și alți jucători. Problemele financiare de la club îl împiedică însă deocamdată să achiziționeze și alți handbaliști. Am fi vrut să mai efectuăm încă vreo două transferuri, dar din păcate nu am găsit nici posibilități, nu avem posibilități nici financiare și jucătorii care sunt evoluează în divizia A și respectiv Liga Națională sunt sub contracte și la acest moment este greu să mai. Dar vom vedea. Tenacitatea, experiența și profesionalismul de care dă dovadă Paul Lăpușneanu sunt principalele aturi care au dus la materializarea transferului. Handball Club Vaslui a reușit să-și întărească astfel compartimentul ofensiv odată cu legitimarea jucătorului.